Impozitul pe clădiri se calculează diferențiat pentru clădirile cu destinație rezidențială și cele cu altă destinație, respectiv se calculează diferențiat pentru persoanele fizice și persoanele juridice. În urma unor neînțelegeri în ceea ce privește sumele și calculul impozitului, directorul economic din cadrul primăriei Rădăuți, Silviu Orsescu, vine cu precizări. Urmarea unor neclarități apărute și exprimate în spațiu public, cu care ne confruntăm și în cadrul relațiilor publice oferite prin compartimentul de specialitate, serviciul de impozite și taxe, sunt dator să vin cu unele explicații cu privire la modul de calcul și la obligațiile pe care le au contribuabili cu privire la stabilirea impozitului pe clădiri. Aici am în vedere faptul că, așa cum am mai precizat și în alte, cu alte ocazii, impozitul pe clădiri se calculează diferențiat pentru clădirile cu destinație rezidențială, respectiv de locuință, și clădirile cu alte destinații decât cea de locuință, respectiv clădiri cu destinație nerezidențială. Acest impozit se calculează diferențiat pentru persoane juridice, diferențiat pentru persoane fizice, aplicându-le se și cote diferite valorilor de impozitare aferente clădirilor. În cazul persoanelor fizice, sunt două situații care au fost reclamate și nu au fost suficient înțelese de către contribuabili. Unul este o neclaritate este cea formulată de deținătorii de clădiri cu destinație nerezidențială, care au primit la începutul anului decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, iar în cadrul acestor decizii au observat că impozitul pe clădiri este calculat într-un quantum mai mare decât cel achitat în anul anterior. Fac precizarea în această situație pentru clarificarea celor sesizate a faptului că impozitul pe clădiri a fost calculat, raportat la valoarea de impunere existentă în baza de date a impozitelor și taxelor locale. Față de această valoare de impunere calculată, contribuabilii pot prezenta rapoarte de evaluare care să corecteze această valoare de impunere. Articolul 458 alineatul 1 litera A din Codul Fiscal prevede faptul că impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei aprobate de Consiliul Local asupra valorii rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Această valoare care stă la baza calculului impozitului pe clădiri timp de 5 ani de zile de la prezentarea raportului. Pentru cei la care acești 5 ani de zile au expirat deja, au posibilitatea ca până la 31 martie să prezinte un raport de evaluare, astfel încât aplicându-se cota de impozitare stabilită prin hotărârea de Consiliul Local de stabilire a impozitului și taxelor locale pe anul 2023, să li se recalculeze acest impozit pe clădiri. În acest sens, contribuabilii au fost înștiințați în luna octombrie anului anterior, tot conform prevederilor codului fiscal. Noi am înștiințat pe toți cei pe care îi gestionam în baza de date ca având rapoarte de evaluare al căror termen a expirat, cel de 5 ani menționat de codul fiscal. A doua situație mare în ceea ce privește calculul impozitului pe clădiri aparținând persoanelor fizice o reprezintă calculul impozitului pentru clădirile cu destinație mixtă. Și aici sunt neclarități, au fost formulate în diferite situații. Fac precizare aici că codul fiscal nu mai permite depunerea raportului de evaluare pentru a sta la baza calculului impozitului pe clădiri. În această situație, conform prevederilor articolului 459 din Codul Fiscal, organul de specialitate calculează impozitul pe clădiri prin stabilirea diferențiată a valorilor de impunere și a aplicării cotelor corespunzătoare pentru partea nerezidențială din clădire și pentru partea rezidențială din clădire. În acest sens, deci, proprietarii nu mai pot depune raportul de evaluare. Calculul impozitului pe clădiri se face direct de compartiment de specialitate în baza prevederilor hotărârii Consiliului Local 314 din 2022, unde în anexa 1 sunt stabilite valorile impozabile pe diferite tipuri de clădiri,
aplicându-se, așa cum am mai spus, cote diferențiate, respectiv 0,09% pentru calculul impozitului pe clădiri rezidențiale și 0,9% pentru calculul impozitului pe clădiri nerezidențiale, cu destinație nerezidențială. Aici, într-adevăr, din experiența, am constatat că impozitul s-a mărit față de cel achitat anterior, dar nu putem să comentăm dispozițiile codului fiscal, astfel încât valoarea transmisă prin decizia de impunere este valoarea impozitului calculat pentru cei care dețin clădiri cu destinație mixtă. În cazul persoanelor juridice, impozitul se calculează de asemenea prin aplicarea cotei stabilite de Consiliul Local, care este 0,21% pentru clădirile cu destinație nerezidențială. Aici zic eu că lucrurile au fost de-a lungul timpului clarificate. Sunt mai puține sesizări cu privire la impozitul pe clădire aparținând persoanelor juridice. Și prin prisma faptului că aceste persoane juridice dețin servicii financiare de specialitate, dar și aici reamintim celor care au depus rapoarte de evaluare a căror valabilitate a expirat, deci a trecut cei 5 ani pentru care se putea calcula impozitul pe clădiri pe baza raportului de evaluare, că atragem atenția că până în 31 martie și aceste persoane juridice, firme, să depună rapoartele de evaluare, astfel încât să fie timp pentru calculul impozitului corespunzător. Dacă au primit până la data la care facem aceste precizări decizii de impunere pentru stabilirea impozitului, să fie conștienți toți și persoanele fizice, persoanele juridice deasupra faptului că aceste decizii de impunere vor fi rectificate calculându-se impozitul corespunzător documentelor prezentate.